Din cauza acestei situații au de suferit pacienții. Toți cei care vin la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Târgu Jiu și vor să fie vaccinați antitetanos primesc doar un refuz. În spital nu se mai găsesc doze de vaccin de aproximativ o lună. Cei care ajung la spital cu tăieturi sau înțepături riscă să se îmbolnăvească. Era foarte bine. Era foarte bine cu vaccinul acesta. Da, l-ați făcut vreodată? Ați avut nevoie de da, el? Da, da. Și a fost foarte bine. Putem cumpăra noi, dacă am putea, eu una aș fi de acord să cumpărăm noi, dacă ziceți că este benefic. Pentru... Nu există nici în farmacie. Asta este ceva grav. Problemele cu serul au apărut după ce s-a oprit producția la Institutul Cantacuzino. Ne confruntăm în această perioadă cu lipsa vaccinului tetanic, o problemă care se ridică și la nivel național. Acest vaccin normal ar trebui administrat la persoanele care prezintă plăci cu potențial tetanigen. Plăci înțepate, tăiate, cuir ruginit, tablă, sticlă. Dacă o fiolă produsă la noi în țară costa atunci puțin peste un leu, cele produse în Franța, de unde s-au achiziționat apoi, costau 30 de lei fiola. Acum însă nici cei din Franța nu mai pot trimite necesarul. Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a găsit un alt centru, însă costul unei fiole se ridică la 130 de lei. Într-adevăr este o criză, pe noi deocamdată nu ne afectează, pentru că în farmaciile spitalului se găsesc suficiente doze pentru a trata patologia respectivă pe următoarea perioadă. Există o problemă referitoare la prețul vaccinului antitetanic, în sensul că este mult mai mare decât prețul vaccinului achiziționat în perioadele anterioare. Spitalul Județean de Urgență se confruntă frecvent cu lipsa acestui vaccin. Criza de vaccinuri există în toată țara după ce Institutul Cantacuzino nu a mai produs niciun fel de doze.